dragi agricultori, după cum am promis, am venit cu un briefing de lămurire a proiectului de lege care a fost susținut astăzi de către Guvernul Republicii Moldova. El a fost elaborat de Ministerul Agriculturii în urma analizei obiective a situației din agricultură din Republica Moldova în anul 2024. Noi am propus acest proiect de lege la care s-a lucrat împreună cu Ministerul de Finanțe, cu Ministerul Justiției, cu Banca Națională, cu Asociația Băncilor din Republica Moldova, pentru a putea găsi măsuri de suport eficiente pentru agricultorii din Republica Moldova, care anul curent, în 2024, au intrat într-o situație extrem de complicată datorită secetei și arșiței din anul curent. Eu am să dau o citire proiectului care urmează după ce a fost susținut de către Guvernul Republicii Moldova să ajungă în Parlament și cel mai probabil la următoarea ședință, că va fi joi, că va fi vineri, el va fi prezentat deputaților în plenul Parlamentului pentru a fi votat în cererea noastră în două lecturi ca să poată intra în vigoare cât se poate de rapid. Prezenta lege stabilește unele măsuri de sprijin cu caracter temporar destinate fermierilor în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică și atmosferică din anul 2024. Trecem la punctul 3. Prezenta lege se aplică debitorului care întrunește cumulativ următoarele condiții. A. A obținut credite, împrumuturi, bunuri în leasing sau inputuri utilizate pentru activități agricole în baza unor contracte încheiate începând cu data de 1 septembrie 2023 și până la data de 1 septembrie 2024, ale căror culturi agricole au fost afectate în proporție de cel puțin 60% de secetă pedologică și atmosferică din anul 2024, iar suprafața prelucrată afectată constituie numai puțin de 50%. Gradul de afectare a culturilor agricole se probează prin actul de constatare a pagubilor cauzate culturilor agricole de situațiile excepționale cu caracter natural, întocmit în conformitate cu anexa numărul 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministrul Afacerilor Interne numărul 49 din 150 din 25 martie 2024 cu privire la aprobarea îndrumarului metodic și publicat în Monitorul Oficial. Suprafața prelucrată se probează prin raportul 4 Agro, iar în cazul debitorului care posedă terenul cu destinație agricolă cu o suprafață mai mică de 10 hectare prin certificatul emis de către primărie, față de care nu este intentat procedura de insolvabilitate. Articolul 4. În raport cu debitorii prevăzut la articolul 3, se suspendă de drept pe un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi obligația de plată a datoriilor restante acumulate, precum și a ratelor scadente aferente împrumuturilor și creditelor, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și penalități datorate de debitori în anul 2024 către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 5. În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sub sancțiunea de cădere din drepturile prevăzute de aceasta, debitorul notifică creditorii despre cazul de afectare a culturilor agricole și invocă incidența articolului 4 asupra sa. Notificarea se realizează prin intermediul unor mijloace de comunicare scrise în formă liberă, cu anexarea listei tuturor creditorilor vizați de lege și a debitorilor către fiecare din aceștia, precum și a actelor doveditoare a întrunirii cerințelor prevăzute la articolul 3, litera A și B. Articolul 6. Suspendarea obligațiunilor de plată prevăzute la articolul 4 pentru termeni ce excedează termenul de 6 luni, precum și renegocierea obligațiilor date se pot realiza în baza acordului părților prin intermediul inițierii de către debitori a negocierilor cu creditorii acestora cu încheierea subsecventă a unor acorduri adiționale la contractele prevăzute la articolul 3, litera A. Articolul 7. Prin derogare de la prevederile Codului Civil al Republicii Moldova numărul 111/07/2022, în cazul suspendării obligațiilor de plată se permite capitalizarea dobânzilor datorate până la data din 1 septembrie 2024. Datoria capitalizată se va plăti în rate pe durata rămasă până la scadența prelungită a creditului împrumutului ulterior perioadă de suspendare. 8. Articol. Comisionul pentru renegocierea sau suspendarea creditului împrumutului în sensul prezentelor se va plafona la 1%.
Termenul de scadență a garanțiilor financiare emise de instituția publică organizată pentru dezvoltare antreprenorială prin fondul de garantare a creditului, care garantează creditele solicitate de către debitori prevăzut articolul 3, se prelungește în aceleași condiții pentru un termen egal cu termenul prelungirii renegocierii creditului, dar doar până la 31 decembrie 2025, cu condiția că creditul a fost contractat până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 10. Debitorul la care obligația de plată a fost suspendată în termenul prezentei legi este interzisă înstrăinarea activelor din patrimoniul său pentru perioada suspendării fără informarea creditorilor. Articolul 11. Creditorii sunt obligați să examineze în termen de 30 de zile calendaristice de la recepționare cererea debitorului de renegociere sau de suspendare obligației de plată pentru termene ce excedează termenul de 6 luni formulat în conformitate cu articolul 6. Prezentă lege între vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Mulțumesc, agricultori! Vreau să comunic că asta înseamnă că după cele 6 luni, în perioada de 6 luni, este nevoie ca dumneavoastră să negociați, să discutați cu fiecare dintre creditorii noștri. Din discuțiile care le-am avut cu băncile și ceilalți agenți economici care astăzi, cărora dumneavoastră le datorați bani, toată lumea este interesată în discuții productive, în discuții cu cărțile pe masă, în care se pune de comun acord modul, timpul și forma de achitare a tuturor datoriilor. Noi am convins creditorii noastre că sunteți foarte bine intenționați, că nimeni nu fuge de a-și plăti și a-și chita datoriile. Pentru noi contează ca să se instaureze o atmosferă lucrativă în baza căreia dumneavoastră puteți continua munca, activitatea noastră și creditorii care unii dintre ei intrase într-o stare de panică și agitație, ceea ce era și demonstrat prin unele filmulețe făcute de către agricultori în câmp atunci când erau executate unele contracte, să nu se repete. Deci apelul nostru este de a prelua controlul și discuția cu creditorii noastre prin a informa într-o scrisoare, formă liberă, de mână, nu trebuie nimic altceva decât să vă adresați către creditori, către persoane cărora le datorați bani, să informați că aveți datorii, toate datoriile, să informați despre care noastre le aveți, la toți creditorii, ca ei să cunoască despre toată situația noastră în ansamblu, după care să vă întâlniți cu toți împreună și să cădeți de comun acord perioada, timpul, modalitatea în care dumneavoastră, obiectiv, corect, așa cum sunteți dumneavoastră, vă puteți acheta datoriile noastre. Eu am speranța că Parlamentul Republicii Moldova săptămâna aceasta va susține în două lecturi proiectul de lege, ca el să poată fi publicat în Monitorul Oficial, să intre în vigoare și să-și facă efectul care este foarte mult așteptat de către dumneavoastră, agricultorii din Republica Moldova. Cu asta vă spun mulțumesc și la revedere!